Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii online pe site-ul editurii Herald. Este vorba despre campania Istoria și doctrina francmasoneriei. În perioada 5-10 noiembrie vă invităm, dragi cititori, într-o călătorie, pot spune, inițiatică prin istoria, ritualurile, simbolurile, dogma și valorile morale ale masoneriei. De asemenea, nu uitați, pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, alături de invitații noștri, vom vorbi despre simbolismul profund al masoneriei și legătura cu marile misterii ale antichității, despre valențele spirituale, formative, inițiatice, de elevare morală, pe care această organizație mult timp secretă le-a cultivat în diferite spații și momente istorice. Astăzi este alături de noi domnul profesor Vasile Zecheru, coordonatorul colecției Arta Regală, colecția de literatură masonică, și mulțumim din suflet pentru că și-a făcut timp să discutăm despre acest subiect frumos. Avem și o recomandare de carte, deși noi vom avea o discuție generală în care domnul Vasile Zecheru, coordonatorul colecției, va pomeni, va vorbi și despre, va trece în revistă și alte cărți din această minunată colecție, dar ca recomandare de carte vă recomandăm Misteriile Artei Regale de Oswald Wirth. Pornind de fapt de la această recomandare de carte, aș începe dezbaterea, discuția noastră, interviul nostru de astăzi, cu o întrebare esențială pentru mulți cititori pasionați de masonerie. Ce înseamnă de fapt, până la urmă, arta regală și de ce această frumoasă sintagmă, arta regală, dă și titlul, până la urmă, titlul acestei colecții? Bună seara, vă spun și dumneavoastră și celor care vă urmăresc. Întâi de toate, dați-mi voie să-mi arăt gratitudinea pentru inițiativa aceasta pe care o are editura Herald să promoveze colecția Arta Regală. Iată, suntem o colecție bogată, avem deja 10 cărți apărute despre care vom vorbi în continuare și urmează încă două cărți în scurt timp să apară, așadar 12 cărți fundamentale, aș spune eu. Revenind la întrebarea dumneavoastră privind denumirea colecției Arta Regală și, mă rog, semnificația acestei sintagme, trebuie intrat puțin mai în profunzimea filozofiei masonice. Noi vorbim despre arta regală, însă în egală măsură ar trebui să vorbim și despre arta sacerdotală. Doi piloni care, de fapt, susțin construcția socio-umană din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Este vorba, pe scurt, foarte pe scurt așa, despre o corelație care există între aceste două sintagme, arta regală și arta sacerdotală, cu două niveluri superioare ale conștiinței, respectiv conștiința cosmică și conștiința sfințeniei. V-am mai spus, mi se pare, într-o altă emisiune, nu sunt de la mine, le spun și eu din tradiție, și sunt dezvoltate o serie de justificări și considerații pe această temă. Există trei conștiințe, trei stadii ale conștiinței comune. Conștiința lucidă, conștiința somnului și o conștiință somn cu vise. Deci acestea sunt cele trei niveluri pe care le trăim fiecare dintre noi. Dincolo de aceste niveluri, spiritualitatea iudaică vorbește despre turia, adică mai mult decât conștiința aceasta normală, este o conștiință non-ordinară, să-i spunem așa. Această turia, despre care vorbește hinduismul, are patru trepte. Prima treaptă este conștiința luminică,
Adică, ce înseamnă pe scurt, foarte pe scurt, fără să intrăm în multe detalii? Înseamnă că unii oameni, de-a lungul timpului, au avut întâlnirea lor tainică cu lumina ființială, lăuntrică, cu sinele. Au cunoscut sinele prin trăire directă. Au văzut acea lumină interioară. Aceasta este conștiința luminică. Luăm așa un exemplu ca să vorbim a la lejer. Eu, dacă am văzut această lumină interioară, îmi dau seama foarte exact că și tu ai văzut-o. Din discuțiile pe care le avem, eu îmi dau seama că tu ai văzut această lumină. Și din acel moment avem o conștiire a unei taine. Știm împreună despre ceva. Acesta este primul nivel al turiei. Al doilea nivel este acesta al conștiinței cosmice, în legătură cu care este arta regală sau conștiința regală, dacă vreți. Pe vremea lui Pitagora se numea eudaimonia, adică preafericire. Era o contemplare, practic, a faptului că în univers există o ordine pe care cineva, nu știm cine, o entitate supremă, o impune și o menține. Și parcă există o voință în spatele acestei ordini supreme și parcă există un plan. În baza acestui raționament s-a dezvoltat toată filozofia elenă din antichitate. Mai mult decât această a cincea treaptă este conștiința sfințeniei. Adică, exersând această contemplare și ducând o viață ascetică, o înfrânare de la pasiunile vieții, omul, sfântul, ajunge să trăiască, să producă niște miracole în jurul lui. Și aceștia le cam știm. Premoniția, prevederea viitorului, însănătoșiri miraculoase, totul ține de un mister inexplicabil. Ele se întâmplă și s-au întâmplat tot timpul în societatea omenească. Mai există o a șaptea treaptă a conștiinței despre care nu are rost să vorbim. Sunt foarte puțini oameni care ajung acolo, la unirea cu divinitatea. Eu cu Tatăl una suntem, spune Iisus. Așadar, în legătură cu conștiința cosmică, se dezvoltă arta regală sau calea regală. În legătură cu conștiința sfințeniei, se dezvoltă arta sacerdotală. Acest doi piloni, regele și sfântul, sau dacă vreți, înaltul preot și cavalerul, din rândul cavalerilor se alegea regele, cel care domnea. Acești doi piloni sunt stâlpii, coloanele pe care se construiește societatea umană din cele mai vechi timpuri. Întotdeauna această artă regală și artă sacerdotală a fost pusă în slujba susținerii statelor, imperiilor. Nu este, are o utilitate teribil de exactă de-a lungul timpurilor. Cam aceasta este arta regală. Pe scurt, arta regală presupune două obiective. Un obiectiv, spunem așa, o lucrare lăuntrică, adică aspirantul începe să parcurgă el drumul fiind interesat și înțelegând despre ce este vorba, întâlnind un maestru, căci nu poate de unul singur, el începe să parcurgă drumul, se angajează plenar în acest drum al cunoașterii. Este o altă cunoaștere diferită de cunoașterea analitică secvențială. Acum să vă spun ceva. Cineva de la redacția Herald îmi spune la un moment dat, știți, există o trilogie de cărți inițiatice, dialoguri inițiatice, ab initio, decus in labore și ars moriendi, adică ucenicul, calfa și maestru. Și au apărut mai de mult în urmă cu 5-6 ani, s-au epuizat și, mă rog, editura urmărește să scoată din nou această carte, aceste cărți în forma unei unite între două coperți. Și redactora de carte îmi spune la un moment dat, domnule profesor, dar acest ucenic din cărțile dumneavoastră este de fapt un erudit. Și chiar așa stau lucrurile, adică
Ucenicul este un doctor în teologie, doctor în filozofie și doctor în arhitectură. Deci are o diplomă de doctorat în aceste materii și totuși el este ucenic. Este paradoxal pentru că acest ucenic, deși este pe deplin realizat în domeniul profan, este totuși ucenic în această materie a cunoașterii subtile, spirituale. Vă spuneam că presupune două lucrări arta regală. O lucrare răuntrică pe care și-o asumă individual aspirantul și o, după ce aspirantul s-a înălțat și a ajuns la o anumită înălțime spirituală, un caracter fortificat, atunci poate primi misiuni în afară, să construiască templul ideal al umanității. Aceasta este sintagma care se folosește în masonerie. Sigur, e o sintagmă care pare o metaforă, chiar așa stau lucrurile. Este o lume mai bună, mai dreaptă și gândiți-vă că lumea s-a construit în acest fel. Oameni care au fost fortificați din punct de vedere caracterial și după aceea au primit misiuni să construiască în afară, să dăruiască. Au adunat lumina, au adunat ce e risipit și după aceea au dăruit lumina. Cam aceasta este, să spunem așa, înțelesul, cât se poate spune, despre arta regală, la o primă discuție. Aș vrea să vă întreb ce conține această colecție. Faptul că este o colecție relativ, aș putea spune, relativ nouă și în ce măsură există o nevoie pe piața cărților sau pe piața literaturii de specialitate în ceea ce privește masoneria, în ceea ce privește procesul inițierii, în ceea ce privește, anumite căi, apropo de ce ați pomenit mai devreme, calea regală, alte căi spirituale. În ce măsură există o nevoie, o necesitate a unei astfel de literaturi și a unor astfel de cărți pentru publicul dornic de literatură masonică? Există un public pentru această literatură, cu certitudine. Altfel spus, lucrările au un grad mare de utilitate și de necesitate. Ele sunt căutate. Nu doar de către, să spunem așa, cei care sunt aspiranți în tainele masoneriei, ci și de teologi, oameni care fac studii comparative, oameni care vor să se lămurească. În fond, cărțile aduc o clarificare. Cu cât ne clarificăm, cu cât înțelegem mai bine o anumită chestiune, cu atât se diminuează și capacitatea noastră de a greși. Înțelepciunea noastră crește dacă ne clarificăm mentalul. De altminteri, arta regală asta și face și își propune în mod subtil să clarifice mentalul individual la început. După ce îl clarifică, acest mental clarificat se duce în societate și clarifică în jurul lui. Adică introduce argumentații, introduce considerente, introduce diverse susțineri, diverse concepte, categorii. Cum s-a născut? Interesant, totuși, din punctul meu de vedere, să vă spun cum s-a născut această poveste, cum s-a născut această inițiativă să constituim colecție de cărți masonice la editura Herald. În iarna anului, în decembrie 2015, am avut o întâlnire cu regretatul Laurelian Scrima. Am mai vorbit despre aceste lucruri, că îmi face plăcere să rememorez aici, în fața dumneavoastră și a celor interesați, aceste amănunte, acest parcurs istoric. Așadar, în decembrie 2015, am avut o rundă de întâlniri pe această temă, vreo 3-4 discuții cu Laurelian Scrima. Ne întâlneam, avea sede acolo, în spatele mitropoliei și beam câte un ceai și discutam. Am stabilit atunci un plan, cum ce cărți să apară, cum să fie coperta. Este o copertă mult apreciată și îmi face plăcere să amintesc acest lucru. Menționez că unele dintre cărți apuseră deja la editura Herald.
Altele le-am propus eu și s-a constituit un amestec așa între cărțile pe care le-am propus eu. Chiar prima carte care a apărut, Franc-masonerie și companionaj de regiune, a apărut prin octombrie 2016, mi se pare, deci la un an distanță. Este o carte nouă în peisajul editorial românesc. Ei bine, în cadrul acestei colecții, planul respectiv propunea autori importanți, cei mai importanți autori în materie, și face plăcere să-i amintesc. Unul dintre ei l-am nominalizat, Jean-Marie Ragon, un autor cult de acum 100 și ceva de ani, Albert McKay, un medic american care la vârstă de 40 de ani și-a părăsit pur și simplu profesia și s-a dedicat trup și suflet masoneriei, Wilmshurst, un avocat englez care scrie o carte extraordinară, în sfârșit Albert Pike, cel care a fost și suveran mare comandor a ritului scoțian antic și acceptat la secolul XIX, așa revoluționat cumva, a rescris ritualurile ritului, are o contribuție extraordinară. Aud recent neomarxiștii din America i-a fi dărâmat statuia de la Washington. Era singura statuie de general sudist care exista în nordul Statelor Unite. Un paradox, dar pentru că era un om apreciat. Mă rog, acum i-a fost dărâmată statuia. Oswald Wirth este cel mai tradus autor de literatură masonică din lume. Are o carte apărută pe care o și promovați acum, Misterele Artei Regale, dar are și o carte în curs de apariție, care sperăm să apară o lună, maxim până la sfârșitul anului, să este vorba despre masoneria pe înțelesul adepților ei. O carte celebră, care adună trei cărți oarecum manuale de instruire la vremea respectivă, a ucenicului, a cafei și a maestrului. Un autor american, Gira Buck, care amestecă puțin filozofia în toată această poveste masonică, nu fără temei, dar între timp s-a pus un stigmat așa pe teozofie și nu mai este apreciată în mediile oculte. A fost o mișcare de la sfârșitul secolului XIX. Și în sfârșit, ultima carte, ultima apariție, Constructorul a lui Joseph Fort Newton, un pastor american stimat în Statele Unite, care a produs această carte. Constructorii, masonul este constructorul, cel care pune în aplicare planul lui Dumnezeu, ca să spun așa. Adică vede ordinea din univers și o transpune aici pe pământ. Ierusalimul ceresc și Ierusalimul lumesc. Acesta este cuvântul pe care îl găsește genial Newton. Nu îl găsește el personal. Este din tradiție acest cuvânt. În sfârșit, cam asta este povestea. Am trecut în reviste și autorii și cărțile pe care le avem până la acest moment. Care sunt perspectivele acestei colecții? Mai ales în contextul celor spuse de dumneavoastră legat și de viitoarele apariții. Păi, două dintre apariții oarecum le-am devoalat și se pare, avem speranțe, suntem pe drumul cel bun, vor apărea până la sfârșitul anului, una poate chiar până la sfârșitul acestei luni. Este vorba de acea trilogie pe care am menționat-o și care va fi adunată într-o integrală. Cele trei cărți vor fi strânse sub două coperți și cealaltă este cartea lui Wirth, Masoneria pe înțelesul adepților ei, care iar este tot o carte alcătuită din trei cărți, trei manuale de catehisme masonice, să spun așa, de instruire masonică. Sigur, vă pot vorbi și despre planurile noastre. Avem o listă de cărți, avem un plan, autor din Franța, din Marea Britanie, din Statele Unite, din Germania,
sunt la rând în atenția noastră să fie publicați, dar vă rog să-mi dați voie să fiu tainic cu acest subiect. Ne oprim aici. V-am spus deja despre două cărți. Lăsăm puțin misterul să plutească deasupra inițiativei noastre. În cadrul acestei campanii, bineînțeles că avem și invitați, vorbitori, speakeri care cunosc foarte bine literatura masonică și aș vrea foarte pe scurt să ne povestiți și despre ei. Eu personal am primit cu entuziasm această inițiativă să promovați colecția. Mă bucur că se întâmplă acest lucru și sigur am luat legătura cu unii, cum le-ați spus și dumneavoastră, cunoscători în această materie și vă veți da seama că după ce îi voi nominaliza, am vorbit cu ei și sunt de acord să participe la această, să-i spunem așa, mișcare de promovare a unor cărți, vă veți da seama că sunt oameni serioși, consolidați, profesioniști în domeniul lor, au făcut ceva în viață. Iată, primul dintre ei este Victor Agapiescu, un român stabilit la Lausanne, care este un fin cunoscător al mediilor masonice din Franța și din Elveția și chiar din Germania, are lucrări traduse în materie, un intelectual rasat și mai mult decât atât un spirit ales pe care eu personal îl apreciez în mod deosebit. Are niște cărți apărute și în România. Am vorbit cu el și m-am bucurat foarte mult că mi-a fost alături să traducă lucrarea lui Virt, aceasta care va apărea în scurt timp la editura Herald, urmează să a fost tradusă de către acest intelectual Victor Agapiescu cu state vechi în masonerie, în calitate de cunoscător, desigur, nu știu foarte exact traseul lui, parcursul lui, dacă există sau nu în această materie, dar eu știu că este un erudit, un cunoscător. Cel doilea vorbitor pe care l-am rugat să participe la promovarea cărților este profesorul Augustin Ioan de la Facultatea de Arhitectură din București, care ne va vorbi despre cartea lui Albert Pike, Morală și Dogmă. Augustin Ioan este la rândul lui un om consolidat intelectual, cu preocupări în multe domenii, suflet mare și de asemenea un spirit ales. Al treilea vorbitor va fi domnul profesor universitar doctor Gheorghe Bichician de la Universitatea Monogermană din Sibiu. A fost și rectorul acestei universități. Dacă veți intra pe internet, acum informația circulă, veți vedea că este un om cu multe cărți la activ, articole, publicații în rețele de specialitate din țară și din străinătate. În sfârșit, ultimul și nu cel de urmă, domnul profesor Alexandru Dan Ciochină de la Facultatea de Medicină și Farmacie din Iași, de asemenea un cunoscător în fiind cunoscător în materie, ca să vin un argument zdrobitor, el este redactorul șef al celebrei reviste Trivium. Este singura revistă de lucrări masonice, planșe de arhitectură masonice, care funcționează neîntrerupt în România de 10 ani, poate mai mult. O revistă prestigioasă la care publică oamenii din țară și din străinătate cu un reputat statut intelectual. Îl pomenesc pe Moshe Idel, spre exemplu, cel mai mare cabalist din lume la ora actuală. Basarab Nicolescu și alții. Marcel Tolcea de la Timișoara cu lucrări importante. Gheorghe Bichician și alții fac acum un sacrilegiu, că nu-i pomenesc pe toți, dar Bogdan Mandachi, un deosebit pătrunzător în acest domeniu subtil. Cam aceasta este paleta de... Sigur, mai pot fi și alții vorbitori. Deocamdată
În scurtul răgaz pe care l-am avut, am reușit să contactez patru dintre acești vorbitori și sunt bucuros că ni s-au alăturat în demersul nostru de a promova colecția artigală. Iată, deci, așa cum vă spuneam la începutul interviului nostru, o nouă campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, o campanie, așa cum spunea și domnul profesor Vasile Zecheru, o campanie primită cu mult drag, cu multă căldură, istoria și doctrina francmasoneriei, o călătorie inițiatică prin istoria, ritualurile, simbolurile, dogma și valorile morale ale masoneriei. Îi mulțumim foarte mult domnului profesor Vasile Zecheru pentru răspunsurile la întrebările noastre. Nu uitați, intrați pe site-ul editurii Herald pentru a vedea această campanie și titlurile menționate puțin mai devreme de domnia sa, titlurile care fac subiectul dezbaterilor noastre legate de campania Istoria și Doctrina Francmasoneriei. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, bineînțeles alături de domnul profesor Vasile Zecheru și de invitații pe care domnia sa i-a pomenit puțin mai devreme și care au binevoit să răspundă invitației noastre de a discuta pe marginea acestui subiect. Încă o dată vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la următorul episod din cadrul acestei campanii, episod din cadrul rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Mulțumim foarte mult, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!